Salutare și bine v-am găsit la un nou antrenament, un nou exercițiu cu Angel. Astăzi vom face împins cu gantele pentru umeri. Am să iau două gantere. Și Radu ne explică cum să executăm corect exercițiul. Să alegem o greutate pe care putem să o controlăm și dacă putem să avem pe cineva atunci când lucrăm cu greutăți libere să ne asiste, este foarte bine. Dacă nu, ar fi bine să folosim greutăți mai mici, să nu ne accidentăm. Foarte important să lăsăm umărul să se ajungă într-o postură, să fie cât mai întins, să nu facem mișcare foarte scurtă și să obținem contracție maximă concentrându-te pe partea din față a umărului. Și o greșeală care este foarte comună, niciodată să nu ducem cotul așa, este total greșit, ne putem accidenta, cotul trebuie să rămână orizontal, cum ar veni, antebraț orizontal cu solul, perpendicular pe sol. Perpendicular pe sol. Ok, încă un lucru de menționat aici, respirația. În faza excentrică inspirăm, iar în faza concentrică expirăm. Deci, ok, Radu, cam câte repetări sunt recomandate pentru creșterea în masă musculară? Da, cred că indiferent de ce exercițiu vorbim, vorbim de 8-12 repetări. Cred că atunci dacă, nu știu, vrem să facem un set descrescător unde poate ajunge un set la 20 de repetări, nu este un lucru tocmai rău, este un lucru benefic. Pentru început, dacă vorbim de începători, ar trebui să se focuseze pe numărul acesta 8-12 repetări. Și dacă reușești să facă mult peste 12 repetări, atunci ar trebui să schimbe greutatea, să aleagă o greutate un pic mai mare. Ok, super, mulțumim Radu, nu uitați să ne dați un coment, like și subscribe. Salutare! Salut!